Crivoi Rog este un oraș din sudul Ucrainei, situat în partea de vest a bazinului carbonifer Donețk. Prezența minereului de fier în regiunile din jurul orașului Crivoi Rog este certificată din 1781 și cunoscută chiar din antichitate. În anii 1800, resursele minerale ale zonei au fost investigate metodic. Au fost descoperite minereuri de fier cu 70% puritate. În 1881 a început extragerea minereului de fier. Producția a crescut rapid și în anul 1896 existau peste 20 de mine în bazinul Crivoi Rog, care extrăgeau circa 1 milion de tone de minereu. Industria minieră s-a dezvoltat și în perioada sovietică. În 1931 s-a pus piatra de temelie a combinatului metalurgic de la Crivoi Rog, care a început să producă oțel în anul 1934. Industria minieră din bazinul Crivoi Rog a lăsat în urmă depozite uriașe de material steril, răspândite în întreaga regiune. Aceste depozite conțineau metale rare, metale grele, aur, wolfram și foarte probabil uraniu. La începutul anilor 1980, conducerea sovietică și-a pus problema extragerii acestor metale din steril. Deoarece sterilul avea aciditate mare și ar fi afectat cuptoarele combinatelor metalurgice tradiționale, sovieticii au luat decizia construirii unui combinat de îmbogățire a minereurilor acide cu participarea mai multor țări socialiste. Combinatul ar fi urmat să producă pelete, un fel de bulgări alcătuiți din concentrații de minerale. În decembrie 1983, în cadrul unei ședințe CAER, s-a parafat Convenția Crivoi Rog, o înțelegere prin care 7 state socialiste din Europa Centrală și de Est conveneau să construiască unul dintre cele mai mari combinate de exploatare a minereurilor acide din Europa. Nicolae Ceaușescu, care a văzut în realizarea combinatului o oportunitate de a alimenta cu pelete propriul combinat siderurgic din Galați, și-a exprimat interesul de a participa la investiția de la Crivoi Rog și a semnat în decembrie 1986 o convenție bilaterală interguvernamentală româno-sovietică. România se angaja să investească echivalentul la 800 de milioane de dolari, adică să plătim singuri o treime din proiect. S-a stabilit ca timp de 10 ani, de la punerea în funcțiune a combinatului, România să primească 30 de milioane de tone de pelete în contul cotei sale de participare. La construcția combinatului Crivoi Rog au participat de-a lungul timpului, direct sau indirect, peste 130 de întreprinderi din România, în principal cu livrări de utilaje, echipamente și lucrări de construcții-montaj. În 1987, prin decret prezidențial, au fost stabilite cele 4 principale instituții care urmau să lucreze la noul obiectiv. Uzin Export-Import, furnizorul de utilaje complexe și mașini grele, Arcif, antreprenorul general, Ipromet București, proiectantul combinatului specializat în proiectări de construcții metalurgice, și Arcom, constructorul de apartamente pentru angajații care urmau să lucreze la combinat, respectiv 2000 de apartamente, o școală, un spital, o grădiniță, primăria și drumuri de acces. Orașul este pe jumătate construit de români. Combinatul de la Crivoi Rog a reprezentat cea mai mare investiție externă a României. România, desemnată antreprenorul general al proiectului, a investit până în 1989 circa 800 de milioane de dolari în ceea ce se spera să fie cel mai mare combinat de minereuri acide din lume. Dezmembrarea URSS găsea proiectul nefinalizat, așa cum a rămas de altfel până în prezent. Guvernul Ucrainei se declara succesor la obligațiile și drepturile fostei URSS, privind construirea combinatului, a locuințelor și obiectivelor social-culturale prevăzute în documentele semnate la 29 decembrie 1986. Germania și Bulgaria s-au retras pentru a nu pierde și alți bani cu acest combinat fantomă.
Alături de ucraineni și de slovaci, românii s-au încăpățânat să continue participarea la construirea combinatului, deși proiectul era suspendat. Astfel, la 5 mai 1994, se aproba protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborării la construirea combinatului de la Crivoi Rog. Partea română asigura în continuare executarea lucrărilor și livrarea de utilaje și materiale, avându-se în vedere finalizarea construcției combinatului în anul 1996. Partea ucraineană, în contul rambursării datoriei sale, se obliga să asigure livrarea în avans către partea română a unui volum de 7,5 milioane tone pelete în anii 1994-1996, din care în anul 1994 până la 2 milioane de tone. Volumele rămase urmând să fie livrate în anii 1995-1996 în cote egale. În 1997, Ucraina a decis, fără explicații, să sisteze construcția, deși România se achitase deja de 80% din obligații pe bani împrumutați. După căderea comunismului, România a plătit și continuă să plătească anual bani grei pentru paza și întreținerea unui obiectiv din care se fură aproape tot. În total, în cele peste 3 decenii care au trecut de la începerea lucrărilor la combinatul din Crivoi Rog, România a plătit peste $1 miliard pentru acest proiect eșuat, bani care probabil nu se vor mai întoarce vreodată la bugetul țării. Ar exista totuși 2 șanse mici de recuperare a banilor investiți în obiectivul din Ucraina. Prima șansă ar fi vânzarea participației României. Nu se găsesc însă cumpărători interesați să preia partea de infrastructură, constând printre altele în școli, spitale, blocuri și iazuri de decantare, toate proiectate și construite de firme românești. Potențialii clienți, coloși pe piața internațională, ar dori de la combinat strict liniile de producție ale peletelor de fier. Ori partea de infrastructură a costat Bucureștiul aproximativ $180 de milioane. Nici în privința utilajelor livrate de români, situația nu stă mai bine. Instalațiile nu mai pot fi folosite pentru că unele sunt depășite din punct de vedere tehnologic, iar altele pur și simplu nu mai sunt bune de nimic, deoarece timpul și rugina le-au scos din funcțiune. Cea de-a doua șansă de a primi măcar o parte din bani este orientarea Ucrainei spre Uniunea Europeană. În condițiile în care ar dori categoric aderarea la spațiul european, ucrainenii ar fi obligați să-și rezolve întâi problemele cu statele membre, inclusiv cu România. Iar acesta ar fi prilejul perfect pentru ca executivul de la Kiev să achite factura Crivoi Rog. Curtea de Conturi a României a semnalat de mai multe ori că autoritățile de la noi au dat bani fără ca măcar să verifice situația din teren. Interesul guvernanților români din 1989 până în prezent pare să fie invers proporțional cu sumele achitate. Nimeni nu este cu adevărat interesat să întocmească un raport privind posibilitatea de a valorifica Crivoi Rog, nemai vorbind de o actualizare a sumelor pe care țara noastră le are de recuperat. Crivoi Rog, Ucraina, este un loc în care România a investit enorm. Acum, această investiție nici măcar nu apare pe vreo listă oficială pentru recuperare. Mai mult, conform convenției semnate în 1986, cât timp combinatul nu este finalizat, Ucraina nu are obligația să recunoască vreo datorie. Întrebarea care se pune este de ce se încăpățânează statul român să investească în fantoma de la Crivoi Rog. Este clar că sunt bani pierduți și este clar că este un proiect abandonat.